dacă va fi un an bun sau va fi mai rău sau așa, vom vedea la sfârșitul anului. Pe parcursul anului 2017 mă gândesc și rămân de cea mai mare importanță proiectul de canalizare din satul Cordun. La ora actuală pot spune că proiectul de canalizare din satul Cordun e pe fază finală, mai avem, așa cum v-am spus anterior, circa o lună până reușim să-l autorizăm. Acum proiectul este scos pe SIAP, este în fază de control, urmează ca în cursul săptămânii să aflăm dacă este respins sau dacă este publicat în SIAP și așteptăm ca pe parcursul lunii ianuarie sau cel mult februarie să avem și licitația, și februarie să zicem, să avem și licitația efectuată la proiectul de canalizare din satul Cordun. Tot acum urmează, mă uit la ceas, ceasul 9:40, la 10 am întâlnire cu niște proiectanți, doresc să fac un proiect integrat pentru modernizarea străzilor din Cordun, respectiv asfaltarea tuturor străzilor. Nu vorbesc de anul 2017, vorbesc doar să pregătesc documentația pentru 2017, poate discut de anul 2018 sau 2019, să asfaltez toate străzile pe care consider că în 2017 sau îmi doresc ca în anul 2017 să pun canalizare în satul Cordun. În 2017... Este vorba de proiectul dumneavoastră, nu cel inițial de postul primar, cel la posesie? Nu, doamnă, nu. Discutăm de un proiect inițiat 100% de mine după alegeri. Cu fonduri europene? Nu avem finanțare pe OG28 acolo vreo 4.300.000 de lei și vom contribui de la bugetul local până la 7 milioane și vreo 300. Vom contribui și noi cu vreo 3 milioane de la bugetul local pentru punerea în aplicare a proiectului. Așa. Domnule primar, sunteți în fața de proiecția bugetului pentru 2017. La ce vă așteptați, ținând cont de faptul că principalul dumneavoastră contributor la bugetul local, vorbim de societatea Mitastil, este cam intrată într-o perioadă de ușor declin sau declin total, ați recuperat în totalitate tot ceea ce trebuia să vă vină la bugetul local în această societate? Sigur că da. Pe 2016 societatea Mital s-a comportat exemplar și a achitat toate impozitele către autoritatea publică locală. Cam ce valoare au impozitele venite de pe platforma Mital Steel? Nu pot să vă dau date exacte, dar din punctul meu de vedere, asigur că am în jur la 20%, 20 ceva la sută din valoarea bugetului local. Care este de cât? Pentru anul trecut, nu aveți dreptate aici la capitolul ăsta că este unul din cele mai generoase bugete. Avem în jur la 8.200.000. La 8.200.000 pe an, exceptând învățământul. Care e localitatea cu cel mai mare buget din județul Neamț? Vorbim din cele din... Nu știu să vă dau date exacte acum la ora actuală pentru că nu știu cum au fost finanțate. Pentru că contează foarte mult și banii care vin la echilibrările bugetare. Alea întregesc bugetul sau nu îl întregesc? Sau îl diminuează. Dumneavoastră știți că dintotdeauna Cordunul o suferi și niciodată, indiferent de coloratura. Chiar când era PSD-ul la putere. Da, acum cu atât mai mult. Da. Cât ați primit dumneavoastră la rectificarea bugetară din noiembrie? La rectificare, din partea Consiliului Județean, vă referi? Zero. Deci cu ce explicație? Nu am solicitat explicații aici. Dacă sunt unii primari care au solicitat explicații, eu personal nu am solicitat nicio explicație. Pentru că nu ați avut așteptări, nu? Nu, dar aici probabil Consiliul Județean a luat în calcul și are ratele unor primării care sunt în zonă. Sunt unii primari care angajează, din punctul meu de vedere, cheltuieli fără a avea credite bugetare. Primăria Cordun are agriate? Nu a avut niciodată. Primăria Cordun și-a plătit la timp toți furnizorii sau
toate persoanele cu care a lucrat. Ce alte proiecte veți iniția în 2017? Așa cum am spus și alte dăți, voi continua și cum am spus anterior, voi continua cu proiectul de canalizare. În satul Pildeș mai avem un proiect de modernizare a vreo 5 străzi. Tot în satul Pildeș am spus că în partea a doua anului poate reușesc să apuc să construiesc sau să dăm drumul la construirea unei săli de sport. Aștept ca în luna martie și februarie să depunem la AFIR două proiecte, un proiect pe modernizare drumuri și proiectul de canalizare la Pildești. Urmează ca în luna februarie să depunem la Ministerul Dezvoltării încă două proiecte. Proiectul, așa cum am spus anterior, un proiect de modernizare a tuturor străzilor din satul Cordun, pe care am inclus canalizare. Și proiectul de apă și canal de la Pildești să-l mai redepunem și la Ministerul Dezvoltării, să vedem, să mergem pe mai multe piste de obținere finanțare. În mandatul anterior al primarului dinainte de dumneavoastră, al domnului Diacon, a existat un conflict între Roman și Cordun pe tema aceea a stației de lângă Danubiana de biogaz, pe motiv de poluare. Ce se mai întâmplă din acest punct de vedere? Probabil că dumneavoastră știți societatea care a dorit acolo să construiască stația de biogaz a pierdut procesul, a pierdut în instanță cu primăria Comunei Cordon și cu locatarii învecinați din zonă și nu va mai putea construi acea fabrică de biogaz. Eu cred că la nivelul Comunei Cordon nu am avut probleme cu dezăpezirea. Au fost mici probleme în unele locuri, dar în general consider că dezăpezirea s-a desfășurat în parametrii normali. Cât s-a destapat peste 16 și am văzut că i-ați scos pe... La nivelul comunei avem foarte puțini oameni la 416, adică la nivelul satului Cordon avem 9 oameni care fac ore. La nivelul satului Simionești o singură persoană, iar la nivelul satului Pildești avem 3 persoane, în care una este internată în spital și 2 persoane care efectuează ore în folosul comunității. Și i-ați scos acum la dezăpezire? Întotdeauna, după ce au fost ninsori, am scos persoanele care beneficiază de legea 416 la curățat trotuare, la curățat spații și la alte lucruri.